În preajma Sfântului Dumitru, gospodari din sudul județului și chiar comunele limitrofe vin cu micul mare să facă aprovizionarea de iarnă cu ce le trebuie. La Recea vin să-și desfacă produsele legumicultori din Argeș și Dâmbovița. Pe terenul special amenajat din comună sunt prezentate spre vânzare tot ce ai nevoie pentru aprovizionarea de iarnă. De la varză la castraveți, de la gogoșari la roșii și gogonele, de la praz la ceapă, ardei gras, vinete, conopidă, ridichii de lună, ardei iuți, cartofi și multe alte produse. Nici crescătorii de animale nu au rămas mai prejos. Aceștia și-au etalat produsele din carne de la mușchi, costițe până la pastramă. Bună ziua, văd că aveți marfă frumoasă. De unde sunteți? Da, suntem din comuna Petrești, Dâmbovița, satul Puntea de Greci. Și ce comercializați? Nu, astea sunt produse proprii. Proprii? Proprii. Aveți, acte? Nu, nu acte, nu, mă refer solarii. Unde? Da, avem și solarii, avem și, exemplu, lucrăm și în câmpul liber foarte mult. Foarte mult? Da. Și mergeți și în alte târguri? Da, da, ăsta e un târg anual, iar în schimb facem zilnic la, în orașele mai mari, la Pitești, la Câmpul Lung, București, de exemplu. Cum a fost anul acesta? Domnule, a fost bunicel, bunicel. Mai ales acum ne-a încurcat un pic cu ploile astea, a fost prea multe și acum, într-un timp scurt, a fost ploile astea. Dar în rest a fost bune. Aici ați făcut treabă? Da, da, mulțumim. Produse proprii? Produse proprii. Patru pogoane de grădină, solare, de toate alea. Și rentează? Anul ăsta am avut două pogoane unde l-am lucrat primul an, a fost nemuncit deloc. A fost luierul precum cocenii. Două zile câte 16 oameni l-a plivit, bani la greu. În două pogoane am băgat 150 de milioane, deci până am început să cultiv. Dar a fost rentabil. E muncă multă. Vă scoateți măcar, știu eu, un profit cât de mic? Anul ăsta a fost bunicel. A fost producție foarte multă. Foarte multă. S-a mai și prăpădit că l-am cules cam din timp, de frica brumii și a timpului. Dar totuși a fost bine. A fost bine. A fost bine. Am fost mulțumit, chiar mulțumit de rău. Mai ales alea două pogoane care am vrut să renunț prima dată, dădusem arenda 20 de milioane și am vrut să renunț că... Deci era, când ai semănat cocenii și te uiți că e cocenii de o jumătate de metru, așa era luierul. Cum ai mers târgul astăzi aici? Super, în special azi. Și ieri a fost bine, dar astăzi mi-a plăcut, chiar bine. De două ori două papucuri pline, asta mai e. De unde sunteți? De la Dâmbovița, Petrești. Văd că aveți marfă frumoasă. Cultivați în grădină, în câmp? Da, și în grădină și în câmp. De unde sunteți? De la Puntea de Greci. De la Puntea de Greci, din Dâmbovița. Da. Cum a mers târgul astăzi? Nu prea bine. Nu prea bine, de ce? Nu prea s-a luat, așa. Cum a fost anul ăsta pentru legume? La mine de cât a spus? A fost bun, rău? Nu, no, n-a fost bun. A fost ieftin de la noi, de acolo, din sat. Și cum merge și în alte târguri? Da. Unde? Pe unde mai mergeți? Ștefan cel Mare, Corbi Mari. Și? Găiești. Și merge marfa? Merge? Nu prea merge, că e ieftin la noi. La orașe mai bine, la piață. Și nu ați fost și în piață în oraș? Nu, că dacă nu avem masă. Pentru producătorii de legume, târgul de la Rece este binevenit. Mulți dintre ei au fost mulțumiți de marfa vândută și în fiecare an vin aici pregătiți cu tot felul de produse. Ca de fiecare dată, târgul a fost vizitat de foarte mulți gospodari și asta deoarece este singurul târg de gen care se desfășoară pe o rază de aproximativ 30 de kilometri. Printre producătorii de legume s-au aflat și meșteri populari care nu ratează nicio ediție a târgului de aici. Aceștia nu numai că se bucură de aprecierea celor ce vin să cumpere din târg, dar produsele lor au depășit granița țării, ajungând chiar și în Suedia. Văd că aveți diferite obiecte făcute manual. De unde sunteți și de când lucrați? Suntem de la Odobești, Dâmbovița și lucrez de aproape 60 de ani. 60 de ani, ați fost prin târguri cu ele? Da, da, am fost. Și ce aveți aici? Dacă ne... Păi avem ceva de artizanat, avem și platouri pentru pus acolo, avem de toate minunile pentru pus pe masă.
Ați mai fost și în alte târguri? Cum merge? Da, merge mult mai bine decât aici. Lumea săracă, n-are bani. N-are bani aici. N-are bani. Și toate sunt făcute cum? Manual? Făcut manual de mine. De, aveți, știu... Avem și noi niște scule aparte care lucrăm cu ele. Da, dar nu e prețuită munca noastră, pentru că în altă părți, în altă țări, e mult mai prețuită decât la noi. Vine aia și cumpără de la noi, un lucru din ăsta îl vinde cu suprapreț acolo. Ați avut oferte? Oferte? Da, am de avut. Unde? Păi Suedia, s-a mers multe marfă de aici de la mine, a plecat acolo. În Suedia? Da. Bună ziua! Bună ziua, astăzi. Ați venit cu marfă în târg, ce aveți, ce vindeți astăzi? Astăzi avem praz, ardei gras, ardei capia, varză de toamnă și ardei usturat. Se caută marfa? Și așa, și așa, nu chiar, chiar în, în mare așa. Potrivit, mai trece lumea, se mai uită, se mai... E, cum să vă spun eu, e expusă marfă multă în târg, omul își alege, caută de unde îi convine, de unde e mai frumoasă marfa. Aveți, cam... le produceți dumneavoastră? Da, noi o producem, noi, da. De unde sunteți? De la Comuna Petreș, județ Dâmbovița. Cum a fost anul ăsta? Mai bun, ce mai să vă spun dumneavoastră, la noi acolo în părțile noastre a fost foarte secetos. Secetos. În timpul când trebuia el ca să-l irigăm, să aibă apă mai bună, mai multă, puțurile la noi acolo, în zona noastră, au secat. Aproape s-a ajuns, dar n-a mai avut apă în timpul, în perioada în care trebuia să-i dăm apă mai multă. Dar așa, în, știu, per total? În, da, per total a fost bine, a fost bine. Sunt zone unde există apă în puțuri mai bine, în zona în care eu mă aflu acolo mai puțin, mai. Dar oricum, ne-am petrecut vara cu toate ardeiasurile astea ale noastre, a fost bine. Pentru a atrage cât mai mulți producători agricoli în târgul de la Recea și în acest an, administrația locală nu a perceput niciun fel de taxă pentru vânzarea produselor.